A fost atmosferă de carnaval ieri pe străzile din Galați. Sute de doamne și domnișoare au ieșit la plimbare pe biciclete îmbrăcate în fuste havaiene și cu ghirlande de flori în jurul gâtului. Este o metodă de-a dreptul inedită de a promova mersul pe două roți, dar și creativitatea când vine vorba de ținute. Străzile din Galați au fost pline de culoare ieri. În ținute demne de o vacanță în Hawaii, 250 de doamne și domnișoare au ieșit la plimbare pe biciclete. Evenimentul promovează mersul pe bicicletă într-un stil lejer și colorat. Fiecare ediție are câte o temă, iar de data aceasta biciclistele au fost încurajate să adopte stilul vestimentar al insulei tropicale. Am zis să fie așa mai solar, mai colorat, mai asta mi-a inspirat mie Hawaii-ul. E super, e super. Abia așteptam acest eveniment. Și v-ați asortat și bicicletele? Și bicicleta mi-am asortat-o, dar aceasta este bicicleta. Parada pe două roți s-a desfășurat pe principalele bulevarde ale orașului. Ne aflăm la cea de 5-a ediție a Skirt by Galați. Ne bucurăm foarte mult că după o perioadă în care nu s-au mai desfășurat evenimente în Galați, văd că ia din nou amploare fenomenul ciclist în Galați și este extraordinar de bine, este o bucurie atât de mare pentru noi. Băieții din asociația Bikeworks s-au ocupat de protecția coloanei pe două roți. Noi, partea masculină din Bikeworks, o să soțim fetele pe traseu, o să asigurăm toată coloana, de-a lung vom flanca până în grădina publică. Imaginația concurentelor nu a avut limită. Chiar și căței au adoptat vestimentația hawaiană. Biciclistele au avut un traseu de aproximativ 7 km. Fiecare participantă a primit un premiu onorific.